Ghidul de conversație ucrainean-român, creat pentru a facilita comunicarea și integrarea refugiaților ucraineni în România, a ajuns zilele trecute și în punctul de trecere a frontierei Sighetu-Marmației prin intermediul senatorului Sorin Vlașin, care a distribuit aceste ghiduri și a stat de vorbă cu refugiații, dar și cu voluntarii români. Ghidul de conversație ucrainean-român, primul de după 1989, a fost lansat în România la inițiativa grupului senatorilor PSD sub coordonarea senatorului Robert Kazanciuk, vicepreședinte al Senatului României. Ghidul vine în ajutorul sutelor de mii de refugiați ucraineni care au fugit din calea războiului, dar și în ajutorul românilor care găzduiesc refugiați. Scopul este de a facilita comunicarea și integrarea ucrainenilor care tranzitează România sau care au ales să trăiască temporar în țara noastră până când războiul se va sfârși, iar ei se vor putea întoarce acasă.